Lăudat să fie Iisus Hristos! Continuăm în seara aceasta cu cântarea cântărilor, care ne învață că dacă noi vrem să primim ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit fiecăruia, dacă noi vrem binecuvântarea Lui să fie puternică asupra noastră, noi trebuie să ne aflăm la locul potrivit și nu numai la locul potrivit, ci și să facem ceea ce trebuie să facem conform voinței Lui Dumnezeu, adică să facem ceea ce este drept. Locul în care ne aflăm este foarte esențial pentru a-i sluji lui Dumnezeu. La fel, dacă vă aduceți aminte, cu două cursuri în urmă am spus că locul este foarte important în relația dintre soț și soție. Într-o relație conjugală, noi știm că există și roluri. Un rol pentru soț, un rol pentru soție. Și doar dacă acești soți se găsesc la locul potrivit, în locația potrivită, ei sunt capabili să împlinească în mod corespunzător rolul pe care Dumnezeu l-a dat fiecărui soț și fiecărei soții în parte. Vă spuneam în primul curs că Sulamita, dacă vă aduceți aminte de acea tânără, nu? Avea un grad de nesiguranță la un moment dat, nu? Și voia să știe unde era iubitul ei. Și ea încerca să ajungă cu tot din adinsul la el. De fapt, pe parcursul acestei cărți, ea constată că are o iubire profundă și constant dorește să ajungă în preajma iubitului ei. Cred că ați observat acest lucru. Ea dorește să părăsească locul în care se afla și să meargă în acel loc unde iubitul ei se află. Dar există acest grad de incertitudine la ea, oarecare îndoială despre ce face iubitul ei. Iar iubitul ei ce face? Cum o liniștește? Și vă aduceți aminte, cum am spus, el îi confirmă iubirea spunându-i frecvent că este cea mai frumoasă femeie dintre toate femeile. Și de aceea îi spune, chiar dacă tu, iubita mea, nu știi unde sunt eu, tu poți cerceta, poți căuta, poți investiga, dar te asigur, spune el, că sunt acolo, în locul potrivit unde ar trebui să fiu și fac acele lucruri pe care trebuie să le fac. Dacă vă amintiți, acest lucru era în primul capitol din Cântarea Cântărilor, da? Mergem puțin astăzi în capitolul 2, jumătate din această cateză biblică, să vorbim în continuare despre relația aceasta dintre iubit și iubită, dintre mire și mireasă, dintre soț și soție. Spune ea la începutul capitolului 2 din Cântarea Cântărilor, eu sunt un trandafir din Sharon, un crin din văi, ca un crin între spini, așa este prietena mea între fete, spune el. Ca un măr printre copacii pădurii, așa este iubitul meu între băieți, spune ea. El mă face să intru în casa vinului și steagul lui deasupra mea este iubirea. Întăriți-mă cu turte
de stafide, așterneți în patul printre meri, căci eu sunt bolnavă de iubire. Stânga lui este sub capul meu și dreapta lui mă îmbrățișează. Vă conjur, fiice ale Ierusalimului, pe gazele și pe cerboaicele câmpului, nu deșteptați, nu trăziți iubirea până când îi place ei. Mă opresc la aceste prime 7 versete din capitolul 2, care sunt foarte interesante și, zic eu, ne ajută să învățăm multe lucruri. În acest capitol 2, dacă observați, este răspunsul ei la început, la proclamația lui de iubire. Iată ce spune Sulamita: eu sunt un trandafir din Sharon, un crin din văi. Zona cunoscută sub numele de Sharon are legătură cu o zonă în care cresc cei mai frumoși trandafiri și crini. Nu e întâmplătoare această zonă Sharon cu cei mai frumoși trandafiri. Ce vrea să spună ea în acest verset? Vrea să ne spună că ea se află în locul sau în locația potrivită. Adică ea este fidelă rolului ei de iubită, respectiv de mireasă, respectiv de soție. Deci răspunsul ei este cam așa: la fel ca tine, iubitul meu, și eu mă găsesc în locul potrivit. Observați că el îi spune: caută, investighează și mă vei găsi la locul potrivit. Zice și ea: și pe mine mă vei găsi tot la locul potrivit. Observați, amândoi se găsesc în locația potrivită pentru că amândoi vor să fie credincioși și fideli responsabilităților lor de mireasă, mire, soție, soț. Și aici se naște o întrebare pentru cei care se află într-un legământ conjugal. Știu eu care este rolul pe care Dumnezeu mi l-a dat în relația mea conjugală? Îmi cunosc acest rol pe care Dumnezeu mi l-a dat în căsătoria pe care o am? Știu eu ce ar trebui să fac și ce nu ar trebui să fac în legământul meu conjugal? Și dacă știu rolul pe care Dumnezeu mi l-a dat în acest legământ conjugal, atunci eu îndeplinesc acest rol. Mă aflu eu în locul potrivit, ca soț, ca soție. Și a-ți cunoaște rolul și a fi în locația potrivită înseamnă să fii un soț evlavios, înseamnă să fii o soție evlavioasă. Ăsta e rol în legământul căsătoriei. E locul potrivit, adică ești în evlavie în această relație de căsătorie. Și versetul 2 din capitolul 2 ne dă răspunsul iubitului la declarația iubitei. Zice: ca un crin între spini, așa este prietena mea între fete. Ca un crin între spini, așa este prietena mea între fete. Deși spinii par să fie o opoziție, în opoziție cu frumusețea crinilor, nu? Aici spinii, interesant, reprezintă de fapt protecție. Sunt spinii din fața crinilor, spini care protejează crinii. De asemenea, știm că există o mare diferență între spini și un mugure delicat de crin, nu? Deci ce vrea să spun aici? Că atunci când el privește celelalte fete care par ca niște spini, iubita lui, în comparație cu celelalte fete, este ca un crin, superb, delicat
și unic. Este foarte important pentru un bărbat, vorbesc aici, un soț, un mire, să transmită că el își vede soția ca fiind unică. Soția ca fiind unică, ca fiind diferită, ca fiind specială în comparație cu toate celelalte femei. E foarte important. Mergem în versetul 3, unde ea răspunde: ca un măr printre copacii pădurii, așa este iubitul meu între băieți. Ca un măr printre copacii pădurii, așa este iubitul meu între băieți. Știm că arborii din pădure nu oferă altceva decât umbră. Dar mărul printre copacii pădurii este unic, este deosebit, e ceva special, ceva ce aduce un beneficiu, că este un măr. Nu-i un stejar, nu-i un fag, nu-i un carpen. Deci iubitul ei este diferit, este separat de restul copacilor din pădure. Adică el este diferit de restul bărbaților, a băieților din lume. Așa este iubitul ei. Această calitate unică, în care doi tineri, subliniez, el și ea, această calitate unică în care se văd speciali unul în ochii altuia, apare atunci când Dumnezeu îi cheamă pe cei doi să fie uniți în căsătorie. Când îl vezi sau când o vezi ca fiind unic, unică, e semn că Dumnezeu te cheamă să te unești cu el sau cu ea în căsătorie. Respectiv vorbim aici nu de el cu el, repet, nici de ea cu ea, ci de el cu ea sau ea cu el. E important. Versetul 5 zice: întăriți-mă cu turte de stafide, așterneți-mi patul printre meri, căci eu sunt bolnavă de iubire. Aici continuă, dacă observați, răspunsul ei la iubirea lui. Turtele de stafide sunt faine, nu? Ați mâncat vreodată? Sunt foarte dulci, nu pentru diabetici. Nu-i bun. Deci, aceste turte reprezintă, de fapt, un desert, nu? Un desert interesant care se servește în ocazii speciale. Poate în zi de duminică sau într-o zi de sărbătoare, nu este deci o mâncare care se mănâncă în fiecare zi. Cu alte cuvinte, aici ea spune așa: el, iubitul meu, mă răsfață cu deserturi. Și le plac la femeile deserturile, nu? Mai ales dacă e cald acum un pic cu înghețată, e minunat. Adică el o răsfață cu ceva special, care ceva special se mănâncă doar cu ocazii speciale și într-un loc special, deosebit. Pentru că spune ea: sunt bolnavă de iubire, adică tânjește după acea experiență de iubire. Și mergem în versetul 6, nu vă plictisesc mult, poate pare teorie din aceasta seacă, dar este importantă această teorie seacă. Zice: stânga lui, mână, e sub capul meu și dreapta lui mă îmbrățișează. Deci totdeauna cu dreapta, da? Care-i stângaci, îi dăm voie și cu stânga. Dar cu dreapta, sub capul ei. E foarte important, deci spune ea că mâna lui stângă este așezată sub capul ei, ca susținere, vrea să spună, ca suport. E foarte important, ca sprijin.
Adică într-o adevărată relație de iubire, el ca soț sau viitor soț se gândește în primul rând să-i ofere soției un suport, un suport, un sprijin, mâna stângă sub capul ei, sprijin. El nu se gândește doar la el într-o relație de iubire. În primul rând trebuie să se gândească la ea. Nașpa pentru băieți. Da? Așa zice Domnul că trebuie procedat. Și spune textul mai departe, cu mâna lui, deci, o protejează cu mâna stângă, iar cu mâna dreaptă o îmbrățișează. Mâna dreaptă înseamnă aici integritate, înseamnă aici corectitudine. Gestul acesta de îmbrățișare cu mâna dreaptă, atenție aici, trebuie să se facă cu corectitudine și cu integritate. Sunt două lucruri de subliniat aici. Unul este înțelegerea iubitului față de faptul că iubita are nevoie de suport, de sprijin, pentru ca ea să se simtă în siguranță, deci el o pune pe ea înaintea priorităților și nevoilor sale, deci ea mai întâi, după aia, dacă mai apucă și el, și în al doilea rând, el o atrage spre el, o îmbrățișează, dar atenție, cu onestitate și integritate. Adică el nu o atrage ca să-și împlinească o dorință a lui, ci o face cu toată onestitatea, într-un mod nevinovat și nu cu egoism. Pricepeți ce vă zic? Spuneți și la ăștia tineri. Versetul 7. Vă conjur, fiice ale Ierusalimului, pe gazele și pe cerboaicele câmpului, nu deșteptați, nu treziți iubirea până când îi place ei. Ce ni se spune aici? Că iubirea, chiar dacă învinge totul, chiar dacă poate depăși toate obstacolele iubirea, ea este ceva sensibil. Iubirea este ceva sensibil, este ceva foarte prețios, este ceva care poate fi foarte ușor rănită. De aceea ni se spune, atenție mare, atunci când în iubire suntem neglijenți, când în iubire suntem necugetați, atunci când iubind nu respectăm legământul sau regulile legământului căsătoriei, atunci noi putem răni și chiar putem distruge căsătoria. S-o grămadă de căsătorii distruse datorită acestei neglijențe în iubire, datorită unei iubiri înțelese greșit, totalmente greșit, o îmbrățișare făcută totalmente în afara regulilor legământului căsătoriei, prin care unul suferă, este rănit, pentru că celălalt nu înțelege care este într-adevăr modul în care să iubești conform regulilor legământului căsătoriei. Sunt o grămadă de nechipzuiți și chiar și nechipzuite în ceea ce privește această iubire, îmbrățișare, sprijin, protecție. Noi putem răni, spuneam, și putem distruge căsătorii, lucru care după aceea greu se poate repara. Zice, vă conjur pe voi, fiice ale Ierusalimului. Adică ce face ea aici?
le dă un sfat, le dă o îndrumare femeilor Ierusalimului, dar aici fetele sau femeile, fiice ale Ierusalimului înseamnă femeile oneste, corecte, drepte, conform Bibliei. Zice, vă dau un sfat, căsătoria este prețioasă și trebuie păzită cu mare atenție. Acesta este sfatul ei pentru toate fetele care vor să fie în relație cu Dumnezeu. Aveți grijă mare, e prețioasă căsătoria și trebuie păzită cu mare atenție. Cu alte cuvinte, păziți-vă, vă rog frumos, căsătoria. Nu trebuie să uităm că dușmanul se gândește constant, mereu, ca să distrugă căsătoria, să atace legământul căsătoriei prin tot felul de metode, prin tot felul de persoane, prin tot felul de situații, prin tot felul de gânduri pe care le ai și așa mai departe. De ce vrea constant să distrugă căsătoria, legământul de căsătorie? Răspunsul ar trebui să-l cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră care sunteți căsătoriți. Care este scopul lui Dumnezeu cu privire la legământul de căsătorie dintre un soț și o soție? Care este scopul lui cu această căsătorie? Vă spun eu, scopul lui Dumnezeu cu un legământ de căsătorie este ca prin acel legământ de căsătorie să se manifeste gloria și preamărirea lui Dumnezeu. Ăsta este scopul lui Dumnezeu pentru care El a lăsat căsătoria pe pământul acesta. Să fie manifestată în căsătoria ta preamărirea lui Dumnezeu. Și atunci, întrebarea pe care trebuie să-și o pună cei căsătoriți, nu ar trebui să fie niciodată, oare căsătoria mea mă face fericit, fericită? Sau nu? Oare căsătoria mea îmi satisface toate nevoile mele și planurile mele sau nu? Oare căsătoria mea este o sursă de împlinire a vieții mele sau nu? Nu, nu ar trebui să se pună astfel de întrebări din partea celor căsătoriți. Și să știți că astea sunt cele mai frecvente întrebări puse de cei căsătoriți. Uai, cum ar fi, Doamne, să trăiesc eu bine în căsătoria mea? Să am și băiat frumos, și cu bani, și director, și să aibă și câteva vile peste tot. Asta este cea mai frecventă întrebare, dar fiți atenți aici. Soții evlavioși, subliniez aici, soții evlavioși, nu au voie să-și pună astfel de întrebări. Întrebările soților evlavioși privitor la căsătoria lor ar trebui să fie acestea. Este căsătoria mea o mărturie care manifestă gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu? Este căsătoria mea care manifestă gloria lui Dumnezeu? Este Dumnezeu, în primul rând, este Dumnezeu mulțumit de căsătoria mea? Căsătoria mea împlinește ceea ce Dumnezeu a poruncit să se împlinească într-un legământ de căsătorie? Acestea sunt întrebările soților cu adevărat evlavioși, fraților. Și vă asigur că dacă soții răspund pozitiv la aceste întrebări pe care eu le-am pus acum, vreau să vă spun garantat, cu siguranță,
Dumnezeu le va împlini într-un mod minunat și toate celelalte dorințe din viața lor. Alea cu Miami, cu mașină bună, cu mers peste tot. Garantat. Adică căsătoria acestor soți va fi o sursă de satisfacție, o sursă de mulțumire atunci. Acești soți vor descoperi în soț sau în soție o mare sursă de bucurie. Nu, tată zău, avăităm și e normal dacă tu nu manifesti prin căsătoria ta gloria, preamărirea lui Dumnezeu. Iar aceste satisfacții, mulțumiri și bucurii îi vor transforma pe soți în cele din urmă și din punct de vedere spiritual. Și vor înțelege acești soți pentru cine s-a sacrificat Iisus Hristos. Fraților, aceste lucruri nu trebuie să fie o noutate pentru noi. Aceste lucruri le găsim cerute de Dumnezeu în viața noastră. L-am scos pe Dumnezeu din ecuații legat de legământul căsătoriei. Și iată unde ajunge căsătoria. Știți foarte bine. Mai am. Trec la cealaltă imagine a relației dintre iubit și iubită. Cum am făcut, dacă vă aduceți aminte, la ultimul curs. Și îmi place să spun faptul că iubitul, cu I mare, care se pare că este dintr-o clasă socială mai înaltă, se căsătorește cu o sulamită de la țară, dacă ați auzit, nu? Cum erau mâinile și fața arse de soare, că era la muncă. E foarte important acest lucru, pentru că asta înseamnă că este vorba de o adevărată căsătorie din dragoste, din iubire, fără nicio altă rațiune. De aceea istoria acestei căsătorii din dragoste, a iubitului cu iubita, ar putea ilustra foarte bine legătura de iubire, cum spuneam, dintre Hristos și biserică. Data trecută, țineți minte despre ce am vorbit ca înfățișare a lui Iisus Hristos? Mâna lui Iisus Hristos. V-ați adus aminte? Bun. Astăzi să vedem puțin cum este capul lui. Și ne ducem în Cântarea Cântărilor în capitolul 5. Capul lui este ca aurul pur. Cârlionții săi atârnă negri ca pana de corb. Capul lui este ca aurul pur. Adică ne sunt descoperite aici atributele divine ale lui Iisus Hristos. Iisus, nu uităm, avea viața și toată măreția și gloria lui Dumnezeu. Pentru că, spune Pavel în Coloseni, în capitolul 2, în El, în Iisus Hristos, locuiește toată plinătatea dumnezeirii. În Iisus Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Nu există nimic din Dumnezeu care să nu fie și în Iisus Hristos. Îi tot și în El. De aceea spune Pavel în scrisoarea către Coloseni în capitolul 2, Iisus, citez, este capul din care tot trupul este hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor și își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Înțelegem, deci, El este capul.
Iar pletele lui cârlionții spunea târnă negri, negri. Nu-s vopsiți, îs negri, capana corbului. Acesta este semnul puterii și vigorii lui permanente, veșnice. Iubitul apare aici cu părul negru, adică ca unul cu plete veșnice. În Biblie, când puterea cuiva începe să slăbească, este descris această slăbire a puterii ca având capul cu părul nins, adică cum am început și eu să am părul alb. Pricepeți? Începe să slăbească puterea cuiva, atunci Biblia zice că are capul cu părul nins, părul alb. Apar fire albe aici colo pe cap și zice Scriptura, el nici măcar nu-și dă seama. Nici eu nu mi-am dat seama până nu mi-a zis unul, bă, vezi că a început să îți apară. Bun. Și dumneavoastră la fel, noroc că există vopsea, dar nu v-ați dat seama. Este de fapt imaginea folosită foarte interesant de profetul Osea în Vechiul Testament pentru pierderea puterii spirituale suferite de Efraim, fără ca Efraim, interesant, să-și dea seama. Asta este imaginea a capului cu părul alb. În felul în care îl vedea fata pe iubitul ei, iubitul nu avea nicio șuviță de păr încărunțită în capul lui. Observați? Au mai la modă să-ți iei unul cu părul sur sau albit, dinainte de a-i albi tu părul. Dar Iisus aici este prezentat într-o prospețime extraordinară, fără de sfârșit, a vieții veșnice. Spune Pavel, scrisorii către evrei, că nu-i Pavel, în capitolul 13, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. În Apocalipsă, în capitolul 19, versetul 11, citez, spune așa, atunci am văzut cerul deschis și iată un cal alb, cel care ședea pe el este numit cu C mare, credincios și vrednic de crezare. El judecă și luptă cu dreptate. Ochii lui sunt ca flacăra focului, iar pe cap are multe cununi împărătești. El are un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el. Este îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge, iar numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Este cel mai frumos dintre oameni. Și noi trebuie să ne îndrăgostim de Iisus așa cum Sulamita s-a îndrăgostit de mirele ei. Noi știm că rugăciunea este conversația noastră cu Iisus Hristos, nu? Când ești îndrăgostit, atunci tu vorbești mult, mă, cu iubitul tău, nu? Părinții dumneavoastră n-ați vorbit mult cu iubitul și ieșea mama la poartă. Băi, hai dați odată, până când? Ce aveți atâta de povestit? Nu? N-ați experimentat? Ce tot discutați și ziua, și seara, și noaptea? De ce vă întâlniți așa de des și vă țineți și pe stradă de mână? Vedem că în rugăciunea noastră cu Iisus, cu iubitul nostru, ne plictisim repede, tare repede. După câteva minute, deja nu mai ai ce să-i zici lui Iisus. Uiți repede de Iisus. Dar când erai îndrăgostit de El sau de ea,
Haide, mama focului, toată ziua ai fi vorbit, așa-i? Va trebui să ne îndrăgostim de Iisus pentru că El este iubitul nostru, mirele nostru. Și o mireasă care îi dă mirelui ei doar un procent din inima ei, înseamnă că nu-L iubește. Mirele nostru este un mire foarte bun, dar este și un mire foarte gelos, nu uitați. El nu vrea procente de la noi. El nu-i ca diavolul care să se mulțumească și cu 10% din inima noastră. Iisus vrea toată inima ta. Acest mire al nostru nu este în cer cu un cap ca și al nostru, cu un trup ca și al nostru, cu ochi ca și ai noștri, pentru că El este acolo sus cu un trup glorios, un trup de slavă. În cântarea cântărilor, mirele este analizat cu foarte multă iubire de către mireasa Lui de biserică, zic eu. Și am văzut cum erau mâinile Lui, iar acum vom vedea cum este capul Lui. Mergem și în Psalmul 45. Acest psalm, vreau să vă spun, a fost destinat ca să facă pereche cu cântarea cântărilor. Și aici găsim lucruri deosebite. Vedem în Psalmul 45 o invocație adresată mirelui. Adică mireasa vorbește despre mire și ce spune? Tu ești cel mai fermecător dintre fiii oamenilor. Har a fost revărsat pe buzele tale și de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu în veac. Aici mireasa nu vorbește despre frumusețea fizică al iubitului ei, ci despre calitățile lui. Psalmul 45, versetul 4 zice: Încinge-ți sabia pe coasta ta, viteazule, ea este strălucirea și măreția ta, înaintează cu maestate, suie în carul de luptă, pentru adevăr, blândețe și dreptate, și te va învăța lucruri minunate, dreapta ta. Iar în versetul 10 al Psalmului 45, mirele vorbește miresei, adică Iisus ne vorbește nouă. Când mirele vorbește miresei, el face niște apeluri și în primul rând vedem aici o dăruire totală. Versetele 11 și 12 zice mirele: Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea, uită de poporul tău și de casa tatălui tău. Regele râvnește frumusețea ta, El îți este stăpânul, pleacă-te în fața Lui. Adică ne cere să uităm viața pe care am avut-o înainte. Iisus, nu uităm, încă o dată, repet, înseamnă dăruire totală. El este prioritar în viața mea. El vrea să mă lepăd de tot ce a fost în urma mea. El vrea totul de la noi. Să nu ne mai aducem aminte de nimic, să ne legăm doar de El, spune Iisus. Vreau ca să fiți dedicați 100% mie, spune Hristos. Și face și o promisiune celor care se vor dedica 100% lui Iisus Hristos. Promisiunea unei mari cinstiri, am zis eu, dacă ne vom dedica cu totul Lui. Și zice în versetul 13 al Psalmului 45, Ficele tirului aduc daruri și bogații poporului caută fața ta. Adică cei din lume ne vor căuta și ne vor aduce daruri, ne vor cinsti, pentru că vor vedea că suntem mireasa lui Iisus Hristos. Nu? Nu ducem daruri la mireasă. Încă câte? Nu le poate duce. Lumea nu-i respectă pe cei care sunt mireasa lui Iisus Hristos. Și chiar dacă nu îi respectă pe cei care
sunt ai lui Iisus, lumea tot așteaptă și caută să vadă acest model, respectiv să o vadă pe mireasa lui Iisus Hristos, care sunt eu și tu. Apoi, mirele Iisus ne laudă și ne spune cum suntem în ochii Lui. Zice, fica regelui este strălucitoare când își face intrarea îmbrăcată în haine brodate cu aur. În haine strălucitoare e adusă la rege. Fecioare formează alaiul ei. Prietenele ei sunt aduse la tine. Sunt aduse cu bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. Și apoi ne spune de viitor. Cum vom fi ca mire și mireasă, ca soț și soție? Zice, în locul părinților tăi vor fi copiii tăi și îi vei pune stăpânitori peste tot pământul. Îmi voi aduce aminte de numele tău din neam în neam, de aceea te vor lăuda popoarele în veci și în vecii vecilor. Acesta este destinul bisericii, a miresei. Și aici, pe pământ și acolo sus. Nu destinul bisericii, nici catolice, nici ortodoxe, nici orice altă biserică, ci destinul miresei lui Hristos. Mireasa lui Hristos nu trebuie confundată cu vreun cult sau cu vreo religie. Mireasa lui Iisus sunt acei puțini oameni care ard de iubire pentru Iisus Hristos și care știu că ei trebuie să-și respecte mirele. Puțini oameni, subliniez, sunt puțini oameni care ard de iubire pentru mirele Hristos. Mireasa, adică credincioșii, când cântă, trebuie să cânte din iubire pentru mire. Când se roagă, ei trebuie să-L laude și să-L cinstească pe mire cu iubire. Când ascultă cuvântul Lui, să dorească să absoarbă tot cuvântul din gura mirelui. Mireasa Lui așteaptă să vină mirele și crede că va veni cu adevărat, chiar dacă întârzie venirea Lui. Această venire este garantată de cuvântul mirelui însuși. Capul lui Iisus Hristos în Noul Testament, această expresie, capul lui Iisus, apare de 13 ori în Noul Testament, de 10 ori în Evanghelie și de 3 ori în Apocalipsă. Ce fel de cap are Iisus? Un cap, în primul rând, umil. Un cap umil. În Matei, în capitolul 8, unde un cărturar căruia i-a plăcut foarte mult predica lui Iisus, țineți minte, se apropie de Iisus și îi spune, învățătorule, eu te voi urma oriunde te vei duce. Țineți minte? Ok. Vedem la acest cărturar o dorință irezistibilă de a fi mereu cu Iisus. Te voi urma oriunde te vei duce. Și Iisus ce face? Iisus se întoarce la el și îi spune, ascultă, omule, vulpile au, nu viziuni, vizuini, nu viziuni, păsările cerului au cuiburi. Eu, cărturarule, eu termin predica imediat, și eu termin imediat. Și voi toți, zice, veți merge la casele voastre, veți mânca cu familia voastră, vă veți culca în patul vostru, dar eu, cărturarule, nu am unde să îmi plec capul. Perna mea este bolovanul acela, piatra lui Iacob. Ei bine, în cazul acesta, tu, cărturarule, mai vii cu mine, oriunde mă voi duce. Tu știi, cărturarule, că eu am mai oprit pe cineva să vină cu mine. Îți aduce aminte, în Gherase, un om care avea o legiune de demoni
și umbla dezbrăcat, pe care eu l-am eliberat de demoni și l-am îmbrăcat. A vrut să vină cu mine și nu l-am lăsat. L-am trimis acasă la familia lui, unde erau probleme, ca să le arate ce i-am făcut. Tu nu ai probleme cu familia, cărturarule. Tu să ai probleme, tu te-ai prins prea repede, cărturarule. La tine totul e foc de paie. Ți-a plăcut predica astăzi, nu? Da. Dar mâine, cu aceeași gură cu care ai spus că mă vei urma oriunde, cu aceeași gură tu mă vei condamna. Acest cap de unde ies predicile acestea, spune Iisus, nu are unde să se odihnească la noapte. El n-a avut o casă a lui, pentru că el nu a venit să-și facă o vilă pe pământul acesta. A venit însă să ne facă nouă casă, dar nu aici pe pământ, acolo sus. Și n-a avut nici pat Iisus Hristos, dintr-un motiv simplu. N-a avut nevoie de pat. Dormea pe unde apuca. Nu avea nici nopți. Dormea când apuca. Dormea și ziua și noaptea unde apuca. Uneori, dacă țineți minte, și în barcă, nu? Dormea ca un om obosit după tura de noapte. Dacă tot nu avea unde să doarmă nopțile, el ce făcea? Se ruga, mergea pe munte să se roage, spune Evanghelia. A fost sărac și umil ca să ne poată îmbogăți pe noi. A suferit enorm de mult pentru noi, a muncit pentru noi, a vindecat, s-a rugat pentru noi. Era terminat când l-au pus ăștia pe cruce. Îl bătuseră toată noaptea de dinainte de a-l pune pe cruce și știm că a căzut și într-un moment de depresie în acea noapte. Tată, nu mai pot. Ei bine, acest om cu capul său umil, care de multe ori nu avea unde să-și plece capul decât pe o piatră, a zis, cât este ziua, eu trebuie să fac lucrările Tatălui meu. Cât este ziua, noi trebuie să vorbim oamenilor despre Iisus Hristos. Cât ești tânăr, vorbește tinerilor despre Iisus Hristos, pentru că ei nu ascultă de cei în vârstă. Dacă ești în vârstă, vorbește celor în vârstă despre Iisus Hristos, dar vreau să vă spun că uneori e prea târziu. V-am mai spus, cel mai greu se convertesc oamenii în vârstă la Dumnezeu. Duc lupte crâncene cu multe persoane care sunt pe moarte, vreau să vă spun, pe moarte. Mai au ore, mai au zile, nu știu exact. Și care nu vor să se împace cu sine și cu Dumnezeu. Pentru că toată viața au fost învățați să fie nemulțumiți, să critique pe toată lumea cu popa în frunte din sat, că le ia banii, că le mănâncă pământurile, că toate prostiile astea. Și nu mai pot schimba, din păcate, un asemenea om. Îmi pare rău să spun, dar mă doare foarte tare că oamenii aceștia pleacă nemântuiți. Iisus a stat și cu cei bogați, și cu cei săraci, și cu cei deștepți, și cu cei mai puțin deștepți. Sub crucea lui Iisus Hristos, pământul, să știți că era neted totdeauna. Nu există oameni înălțați și oameni coborâți pentru Iisus Hristos. Aici, pe pământ, noi câștigăm în funcție de cât slujim și iubim. Nu uitați acest lucru. Capul nostru trebuie să fie mereu un cap umil, pentru că capul lui Iisus a fost un cap umil. Să ne mulțumim întotdeauna cu ceea ce avem material și să fim nemulțumiți întotdeauna cu ceea ce avem spiritual. Bă, n-ajunge cât știu, vreau mai mult, n-ajunge cât mă rog,
N-ajunge cum, mă rog? N-ajunge cât dau? N-ajunge. Asta e spiritual. Să nu fii mulțumit cu asta niciodată. Capul lui Iisus a fost un cap uns. Vă aduceți aminte, nu? Matei 26. În timp ce se afla Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de mare preț și a turnat pe cap pe când el stătea la masă. Toți au sărit în sus. Țineți minte, când au văzut gestul femeii, era o blasfemie să intri în casa lui Simon, tu, o asemenea femeie, și să strici reputația acelui om. Și mai ales să te atingi de rabii, de învățătorul, să-l contaminezi cu păcatul tău. Era o blasfemie. Și spune Iisus: auzi, Simone, tu nici picioarele nu mi le-ai spălat când am intrat în casa ta, dar femeia aceasta mi-a uns și capul și picioarele cu lacrimi și mir, pentru că celui care se iartă mult, iubește mult. Femeia asta n-a calculat cât costă mirul acela, cu toate că valoarea mirului respectiv era munca ei pe un an de zile, pentru că iubirea nu se împiedică niciodată în cifre, niciodată. Va trebui să trecem dincolo de mentalitatea cifrelor atunci când e vorba de iubire. De aceea stăm și în biserică de cele mai multe ori cu ochii pe ceas. Pentru că îl iubim foarte mult pe Iisus Hristos. Tare mult îl iubim pe mirele nostru. I-a uns capul femeia aceasta, exact așa cum se ungea un preot, numai preoții erau unși pe cap, Aaron, țineți minte. Și prin acest gest al ungerii, femeia a spus: tu pentru mine, Iisuse, iubitul meu, tu ești preot. L-a uns pe cap pentru că numai profeții, dacă vă aduceți aminte, erau unși pe cap. Și prin aceasta a spus femeia: iubitul meu, Iisuse, tu ești profet pentru mine. L-a uns pe cap pentru că numai regii erau unși pe cap. Și a spus femeia: tu ești rege pentru mine. Și mai mult, l-a uns pe Iisus Hristos pentru înmormântarea lui. Spune Iisus: lăsați-o pentru că a făcut-o pentru înmormântarea mea. Dumnezeu, să știți că n-are nevoie de jertfa noastră după moartea noastră. Nu. Acum are nevoie, cât încă trăiești. Degeaba îl îmbraci frumos pe om în sicriu acolo, după ce a murit. Pentru că acolo nu-i mai folosește la nimic. Îmbracă-l cât este în viață. Omul după ce moare, nu mai are nevoie să-i arătăm iubirea noastră, clar. Ci are nevoie cât este în viață să-i arăți iubirea. De-aia ne apucă toate durerile după ce moare cineva. Și te apucă iubirea după ce moare cineva. Dacă tu ești în viață, stai acolo, nu mișca, tași din gură, nu țipa. Jertfa se oferă în viața aceasta. Această femeie a demonstrat că Iisus are prioritate în viața ei, trecând peste toate tradițiile. Pentru că o femeie ca ea nu avea voie să intre în acea casă la Simon, nu avea voie să se atingă de Iisus Hristos. Vreau să vă spun că cei mai mulți nu ne putem converti cum nu se pot converti cei despre care vă vorbeam eu un pic mai devreme. Noi nu ne putem converti pentru că suntem prinși în foarte multe tradiții. Noi nu-L iubim pe Iisus cât putem,
Pentru că suntem prinși în tradiții, obiceiuri, reguli pe care ni le-au făcut alții, ni le facem noi de cele mai multe ori. Noi avem lumânările noastre, avem prapurii noștri, cădelnițele noastre, tot. De aceea nu ajung oamenii la Dumnezeu, pentru că sunt prinși în tradițiile acestea. Dacă această femeie ținea cont de tradițiile din timpul ei, nu se întâlnea cu Iisus Hristos niciodată. Niciodată. Femeia asta n-a numărat câți bani a costat mirul, în schimb, echipa cealaltă, cu Iuda în frunte, au făcut repede calculul. No? Vai, Doamne, ce risipă! Oh! Cât săraci puteam ajuta, Doamne, cu banii de pe acest mir? Și Iuda mereu numără, dar de ce trebuie atâția bani? Și vedem că Iuda, care a considerat că mirul pus pe capul lui Iisus a fost o mare pierdere, el însuși pierde tot. A pierdut toți banii pe care îi avea în pungă, pentru că îi iubea mult pe banii ăștia, tare mult îi iubea. Cu mâna lui a aruncat, blestemând. Țineți minte, cine iubește banii, îi va pierde. Cine nu iubește banii, va avea mulți bani, vă garantez. Iuda a pierdut toți banii și a mai pierdut ceva. A pierdut funcția lui de apostol, apostolia, dacă vreți. A fost apostolul lui Iisus Hristos. Vreau să spun, tradus acum, preotul lui Hristos. Nu? Că prin ei s-a transmis toată preoția aceasta. El a mai pierdut și viața, cum spuneați. A pierdut tot pentru că el număra jertfa altuia. Ăla nu era mirul lui, ci era mirul acelei femei. Ea a adunat mirul acela. Număra, băi, stai că e prea mult. Și tot numărând jertfa altuia, tu nu mai ai timp să vezi jertfa ta care este zero. A fost încununat și cu spini. Și asta vă spun data viitoare, ce a însemnat pentru Hristos spinii pe care i-au pus soldații pe cap. Atât de tari erau spinii aceia, încât evreii foloseau acești spini în loc de cuie la construcții. Și imaginați-vă cum au luat spinii aceia, tot așa cum o bâtă. Cumva au reușit să facă o coroană și cu bâta i-au pus-o pe capul lui Iisus, acea coroană, și cu bâta au bătut în coroană să se înfigă în pielea capului lui Iisus. Nu vă imaginați o durere fizică cumplită. A fost o durere sufletească cumplită. Știți care este cel mai greu test de trecut pentru un om? Testul batjocurii. Îl întrebau soldații, ce ai zis, mă, lui ăsta, lui Pilat, că ești rege? Aha, dacă ești rege, înseamnă că vrei cunună. Las că-ți dăm noi cunună. Și i-au dat cunună. Mă opresc aici și vă rog din suflet, meditați la acest cap al lui Iisus Hristos, mai ales în timpul acesta al postului mare. Suntem aproape de momentele în care vom celebra imediat zilele în care Hristos a pătimit, a murit și a înviat. Și mulțumiți-i sărutându-i rănile. Și în seara aceasta, în mod special,
rănile de la cap provocate de spini, pentru că spinii uneori intrau și în ochi. De aceea sărutați rănile capului. Amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Acum și în ora morții noastre, amin. Domnul să fie cu voi. Prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Sfântul Iosif, a fericitului Iuliu și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Vă doresc o seară frumoasă, binecuvântată și ne vedem săptămâna viitoare.